Așa, bună la toată lumea. Bună. Să lucrăm în seara asta pentru Huri, pentru el. Și o sesiune de curățare. Prima sesiune, da? Da, punctele le-am citit între noi, înainte, și o să le dezbatem pe parcurs. Relaxează-te, iar într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment o să încep să-ți număr de la 10 la 1. Iar cu fiecare număr care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Declarăm această ședință deschisă și ne facem protecții pe tot parcursul ei, pe noi și împrejurimile noastre, incluzând device-urile și conexiunile folosite. Da. Iar acum 1, 2 și 3, conectează-te pe partea sufletească a lui Huri. Da, îl văd, da, l-am căutat și îl văd. În același timp îi văd clona, deci are un clonă. Clona este mult mai Da. solidă, adică este mușchiuloasă, este legată, făcută. Pare mai matur chiar, dacă n-ar fi fața asta de copil pe care o are și clientul nostru, știi, deci ar părea mult mai în Da. vârstă, la 20 ceva de ani chiar. Da. Văd legături peste tot, peste tot. De unde vrei I-am să luat încep? acordul, bineînțeles, să lucrăm cu ea și Da. pentru această parte sufletească. Legături peste tot, sunt cel puțin la toate organele, sunt ca niște fire, așa, poate mai subțiri decât firul de păr, ca ața de paianjen, așa, care îi văd cumva față în față, din când în când, deci are loc o reglare de Da. câmpuri, știi, de legături cu clona, adică este cumva pus față în față. Această Da. clonă se află în Olanda, da? Da. Nu știu, deci eu îl văd pregătit inițial pentru unul din aceste sporturi, știi, pe gheață, cum ar fi hockey-ul, da? Dar Da. aparține de o organizație militară. Ca și cum copiii militarilor, știi, ar fi, să spunem, undeva adunați într-un loc și cazați într-un loc și copiilor alcătuiesc această echipă. Da. El se numește Otar, clona lui, da? Da. Actualmente este în spital cumva. Deci se testează, s-a născut fără niște chestii, înțelegi, Da. cu niște legături, să spunem, lipsă sau greșite, da? Și încearcă a-i se înlocui. Nu o văd de lungă durată, adică să fie viabilă, să spunem că dacă nu am fi găsit în această sesiune, să fi trăit mult și bine, știi, mulți ani, nu. Da. Este suferindă cum ar veni, da? Și ei caută o soluție, da? Da. Și să știi că majoritatea problemelor care sunt la Hori, deci sunt date de testele care îi se fac, da? Pare că toată viața a suferit. Și nu știu Da. cumva îmi vine că totuși această clonă, deși bineînțeles nu este un copil cu parte sufletească, da? Îmi vine noțiunea de clonă binară 2. Deci dacă el este procreat din ovul și spermatozoid în mod normal ca toți copiii, da? Această clonă Da. binară s-a prelevat și este fecundată artificial cumva, făcut Da. în laborator. Cred că este vorba de o procedură greșită aici.
ceva au greșit, a ieșit așa. Uh-huh. Așa și zic asta, că parcă zic eu până la până la 3 luni undeva, înțelegi, până la acea da. Vârstă de sarcină, când deja, știi, se poate vedea clar, știi, uh-huh. adică și după mărimea pândecului, să spunem, și se vede clar la analize că există al doilea păt, da. Parcă până atunci a fost lângă, așa zisul lui frate, da? Deci uh-huh. este ca un fel de geamă, dar am zis că nu este da. Creat normal. El vine cu un astfel de program din alte vieți. Uh-huh. Vine cu... Sunt așa de multe, nu știu unde să mă duc uh-huh. mai întâi, da? Da. Așa. Deci, în primul rând, el a mai trăit aici, sau poate într-o țară vecină, uh-huh. așa. Da. Acum două vieți. Deci îl văd într-un laborator din acela unde se purificau copiii să iasă de rasa ariană. Uh-huh. Da. Așa. El este, să spunem, un tehnician. Se ocupă cu uh-huh. refacerea genomului, din câte înțeleg, ca funcție, da? Da? Deci... Hais, strigă ceilalți, da? Este uh-huh. un bărbat cu părul ușor arefiat în creștetul capului și nisipiu așa deschis la culoare, cu ochii albaștri și cu ochii alari, știi? Da. Adică nu pare o ființă dură, înțelegi, care să facă de la sine astfel de lucru, știi? Uh-huh. Adică să încearcă să purifice rasa omenească după... metodele hitleriste, că despre asta da. Este vorba aici. Și un executant, îmi pare cu fărici, da? Uh-huh. Simt că prin conexiune primesc informații că familia lui, întreaga lui familie extinsă, ar fi fost amenințată cu deportarea sau așa ceva, da. dacă el n-ar fi venit să lucreze aici. Și atunci a fost silit, da? Da. Dar nu este prima dată când lucrează în așa ceva. Pare să că tehnica asta o stăpânește dintotdeauna. Dinainte uh-huh. de a veni pe pământ și chiar între viețile de pe pământ, chiar dacă inițial s-a născut pe pământ, să spunem, a fost luat să colaboreze în niște laboratoare din alte luni. Da? Da. Și văd o încărcătură de vină, da? Care uh-huh. s-a făcut mai mare odată cu această viață, da? Ca și cum el, deși nu a dorit aici, deși nu a dorit să lucreze aici, să facă lucrurile uh-huh. pe care le făcea, niște experiențe cumplite, nici nu vreau să le descriu. Așa, deci, până la urmă să știi că în viața asta se sinucide, da? Da. Se sinucide pentru că nu mai poate să îndure tot ceea ce uh-huh. se cerea să facă, da? Și atunci, ca familia lui, știi, deci înșenează ca și cum ar fi fost un accident, dar de fapt este sinucidere, știi, ca să scăpe și el de această viață, știi, plină de vin, de încărcătură da. Negativă și să-și scape și familia, știi? Uh-huh. Așa, și... Văd că propriul lui corp este luat, deci moare în urma unei arsuri grave. Da. Inițial, ca și cum printr-o conductă, trece ceva ca o lavă verzuie, da? Uh-huh. Care încălzește niște componente acolo, într-o instalație, da? Și da. El face fisuri, știi, în acea lavă și face un experiment la uh-huh. care... Instalația trebuie să lucreze la nivel maxim și îi vine partea plasmatică în față da. Și are arsuri și așa de cedează. Uh-huh. Și zic, și corpul lui nu este lăsat deoparte, da? Da. Tot recoltează din el, da? În primul rând, se recoltează organele. Da. Așa, văd că inima nu este în stare bună.
Parcă a pleznit, știi, în timpul morții, știi? Dar Da. alte organe sunt bune, da? Mă uit la purtătorul rinichilor, da? Așa, purtătorul rinichilor, eu cred că este cineva din elită care a depășit vârsta de 200 de ani. Da. Adică văd un bătrân care stă într-un halat așa ca de molton, grena, Da. și este cu asistent, știi, îmbrăcat în alb lângă el. Da. Și este o casă foarte bogată undeva. Se uită parcă la un televizor așa de plasmă, cât peretele, știi? Da. Mă râde. Și deci îi zice părții sufletești că la ce ai venit? Spune, am venit să se pare energetic, spune. Înțelege partea sufletească. Da. Că această legătură nu trebuie să treneze dincolo de... Sunt două vieți diferență, da? Și acest bătrân, că spuneți-mă Wallace. Da. Așa. Așa îl cheamă? Da. Așa. Și zice, atât este suficient să se știe atât, da? Și da. Zice, puteam foarte bine să vă împiedic să veniți aici. Dar am vrut să vă arăt, să vă demonstrez, să apar, că voi prin asta să transmiteți celorlalți că noi putem face așa ceva, da? Da. Spune, putem să rămânem legați de cel căruia i-am luat organele două și poate chiar trei vieți în cazurile norocoase, da? Da. Da. Și deci îi spune partea sufletească, îi spune acestui om că ea nu mai dorește această legătură. Și zice, și ce vrei să mor? Spune, normal, mai am 30 de ani de trăit, da? Da. Ce chestii. Bine, deci spune că nu este de acord, da? Și mai mult decât atât, o să mergem și momentul când corpul lui este, îi se iau organele în acea viață, da? Da. Așa, deci asta este o, cum să spun, îl privează de energie, da? Și îl privează de întreagă sănătate, da? Și Da. anumite chestii care vin din afară, le simte și de la coloană și de la acest bătrân, da? De la acest bătrân îmi vine informația că sunt neplăceri, știi? Da. Mai bine chemăm, ne dăm deoparte cu totul, așa. Da. Acum când a întors capul, garda lui de corp, însoțitorul lui, are un cap așa ca de metal, parcă este pus într-o cască și cusut din două părți, știi, în creștet, așa îmbinat. Știi? Și are față de reptilian, da? Ca și cum Da. ar fi vrut să ne spună că, uite, nu este uman și, uite, mi se supune, da? Da. Zic că înseamnă că nici tu nu ești uman. Zice, dar nu mă vedeți în carne și oase, nu vreau să mai continuăm ieșind de aici. Da. Așa. Spune, cred că am semnat asta cu mai multe vieți în urmă, ca eu să alimentez, așa spune. Și zice, dar nu-mi dau seama încă când. Și este valabil și pentru viața asta când se iau rinichii, da? Da. Și... vrea să-și aduc aminte ca să înțeleagă întregul proces și atunci eu îi dau această durată să-și aduc aminte întregul Da. proces. Între timp culeg alte informații, da? Care nu sunt știu, deci acestea? îmi vine
informația că el cu sora lui sunt atât de deosebiți, da? Ca Da. informație genetică sunt atât de deosebiți, încât parcă sora lui n-ar aparține acestei familii. Parcă ar avea ceva străin, înțelegi? Da. Parcă, biologic vorbind, tatăl este tată, da? Dar genetic vorbind, tatăl nu este tată. Nu știu cum se poate întâmpla asta. Da. Adică ei sunt foarte, foarte diferiți, da? Da. Și, deci, o văd pe o ființă mult mai puternică, are un draconian roșu, așa, care mai intră în structurile ei, știi, și o face dârză, dar și încăpățânată, știi, și dă Da. o duritate poate nefirească pentru o fată câteodată în anumite situații. Văd că ea, fata, l-a moștenit de la tată lucrul ăsta, da? Da. Da. Să știi că tremurul și tot ceea ce ține de neconcordarea asta, deci, da, vine de la bunic, dar și bunicul este legat cumva de Wallace. Da. Deci ei toți din neam au alimentat pe acest bătrân, da? Da. Cumva tot neamul, tatăl, bunicul, străbunicul, cumva îi sunt datori acestui Wallace cu vieți în urmă, da? Da. Cred că au căzut într-o... Sunt pe munți, ceva caută. Am impresia că vânează capre din alea de stânci, știi? Pentru Da. trofee, da? Așa, se vând foarte scump, știi? Și atunci vânătorii Da. ăștia vin și împușcă, ori prind aceste capre, le pun capcane, știi? Sunt foarte sălbatici, au niște ochi foarte răi. Este un țap acum care se uită la noi, este gri și are ochii galbeni, este entitate. Da. Așa, și le face așa să sară, să învingă, așa zisa gravitație, știi? Și atunci, deci ei până la urmă merg undeva și se surpă și încercând să se salveze ca toți. Știi? Da. Și văd răniți, sunt cinci la număr, așa, și cumva Wallace ăsta intervine și scoate de acolo și îngrijește, da? Dar Da. De fapt gaura în care au căzut este deasupra unui bunker de-a lui, un fel de așezare secretă, da? Are o ușă Da. holografică care arată ca stânca pe din afară, dar de fapt e geam afară. Cum ar veni, ca și cum e făcută casa înfiptă în stâncă. De fapt, este înfiptă Da. în stâncă. Probabil este amenajată într-o gaură naturală acestui munte, da? Așa, Da. și cumva salvează, da? Da. Ei se trezesc, are ca un spital aici. Se pare cu trei locuri. Ceva face deja asta aici, știi? Da. Și, dar de fapt el, rolul lui este să vadă dacă semnăturile lor îi se potrivesc, da? Pentru că el știe exact de acum înainte 3-4 corpuri, ce fel de corp va avea, da? Pentru că îi se creează Da. corpurile cumva nu în modul nostru, ci artificial, parțial, da? Bionico-biologic, da? Așa, Da. din celule atașate și crescute, un fel de celule de cultură. Dar și atunci, deci el, prin actul ăsta de salvare, își asigură patul biologic pentru mai târziu, da? De organe, da? Da. Adică este suficient să-i urmărească, așa, unde se duc, când se știe, este în legătură cu întreagă rețea, da? Da. Parcă ei deja la vremea asta, deși vorbim de 7-8 vieți în urmă a acestor bărbați, da? Poate mai Da. bine, așa. Deci au instalații de sateliți.
Ei trăiesc altfel, pe altfel de linii temporare, nu este ca a noastră. Fac salturi, vin altfel, înțelegi? Deci el știe viitorul, da? Da. Așa, și mi-a fugit întrebarea dacă este iluminate. Și deci mi-a apărut o siluetă albă lungă, înțelegi, luminoasă, de genul aparițiilor ființelor, știi, divine, bisericești, știi? Da. Așa este, bineînțeles, o legată de o formă de viață pe bază de siliciu. Așa, și implicit arhonic. Da. Așa, și deci a apărut că, deci n-ar fi, știi? Adică nu vorbim de organic pe bază de carbon când vorbim de iluminate, da? Asta vreau să Da. comunice, să-mi spună, da? Așa, și atunci, deci el își asigură prin această legătură, da? De Da. ei mulțumesc când se trezesc, când asta îi mulțumesc, când își revin, știi? Ei droghează foarte mult. Acum strege, acum sinergi și face asupra lor toate alea. Așa? Da. Și atunci el obține un acord, practic prin mintea fizică, da? Spune că nu se știe vreodată când el va avea și el nevoie de el, că ei văd că sunt tratați profesional și la un nivel foarte înalt, da? Și își dau seama că Da. nu au cum să... Ei sunt niște vânători săraci dintr-o comunitate care aleargă pe munți ca să scoată un venit în plus, să-și Da. poată asigura traiul minim necesar, da? Așa, și când întreabă de această formă de plată, el spune, nu se știe niciodată când ne vom reîntâlni și voi avea nevoie de voi, da? Și atunci ei spun că, da, desigur. Pentru Da. că este și normal, omul ăsta i-a scos de la moarte, cum ar veni, și i-a tratat, știi? În fine, ei apoi sunt drogați și când își revin, da? Da. Și sunt scoși în afară, se trezesc afară, în natură, da? Parcă nici n-au fost, știi? Și stau și se întreabă dacă nu-i ceva, știi, care ține de paranormal, de fantastic. Dacă nu li s-a părut și n-au avut cumva un fel de vis comun, știi? Da. Dar unii dintre ei au cicatrici și totuși, știi, și se văd cicatricile tratate, da? Da. Și atunci aș dau seama că acea ființă care i-a salvat nu vrea să se știe mai mult despre ea, da? Și se întorc în comunitatea lor, Da. dar viața revine la normal, da? Dar ei simt conexiuni ciudate, ei nu mai sunt aceiași, da? Da. Au vise strane în care călătoresc în locuri fantastice pe care nu le-au văzut sau nici nu și-au putut imagina că există și așa, ei chiar sunt răpiți, știi? Așa. Da. Și de aici se naște această legătură, da? Primul care a vorbit când Wallace a zis toate astea, da, a fost străbunicul lui, da? Da. Și vezi tu sufletele din bunătate, corectitudine, așa, ele vor să-și țină această promisiune, da? A fost ajutat, dorește să ajute la rândul Da. lui, da? Și zic, bine, de atunci, pentru tine, cel puțin câte vieți au trecut? Și el zice că au trecut 7 vieți pentru el, da? Da, așa percepe. Pentru tată 8 și așa mai departe, da? Și Da. zic, nu crezi că este suficient într-o viață pentru viață? Adică eu nu spun cât să dai sau când să te oprești din dat, da? Dar eu zic, cred că ți-ai plătit această datorie cu vârf și îndesat, cum ar veni, da? Da.
Și atunci zic, n-ai vrea tu să spui la strămoșii ăștia tăi, vii sau morți pe unde sunt, da? Să-ți dea drumul din această legătură, da? Da. Pentru că și tu ai făcut din fidelitate și din recunoaștere, da? Mulțumește, practic, mulțumește că ai fost ajutat pentru experiența trăită împreună, dar spune acestor entități care te țin încă în acest program, pentru că și clona ține tot de acest program cu Wallace. Toate Da. sunt legate între ele, da? Și am spus că Wallace este alimentat, practic, de la toate acele cinci părți sufletești. Da? Da. Așa, și zic, de obicei, cei care sunt purtători de organe compatibile, știi cum sfârșesc, da? Adică nu vreau să cobesc, anulez, depresc, dar li se înscenează boli subite sau morți subite Da. sau accidente, da? Când este nevoie de un organ, da? Și zice, într-un fel sau altul, știi că noi toți suntem pe o listă, da? Da. Și zic că suntem, că așa, dacă aici este ca o fermă, da. Dar noi când conștientizăm, ieșim din acele liste, da? Și zic, exact asta am venit să facem aici, ca tu să conștientizezi, da? Da. Zic, uite, în primul rând, tu nu mai ești de acord cu această prelungire a contractului, da? Văd că și înainte, cam 5 sau 6 vieți trebuia să mai alimenteze ființa asta, da? Da. Și zic, uite, dacă o ființă are nevoie de energia altei ființe ca să trăiască, da? Este ca și cum o baterie încărcată, o conectezi la o baterie ruginită, da? Și curentul din acea baterie încărcată nouă trece în cea ruginită. Care este până la urmă logica în asta? Da. Și zice, bine, eu nu sunt, zice, să discerb cine să trăiască și cine să moară, știi, zeitatea aia, Da. știi? Dar cred că este timpul să se înceteze. Spune, da, cu asta sunt de Da. acord. Să se înceteze. Da. Bun. Și zic, atunci curăță și copiile, oglindirile, antet, subsol, tot ceea ce vine și te poate duce și readuce în această karmă, da? Da. Și dacă vrei, spune-le și celor dragi ai tăi, cunoscuților, celor din familia ta, să facă și ei lucrul ăsta. Dacă vor să o facă, cu atât mai bine. Cu atât mai bine se clarifică tot până la tine, da? Da. Și spune tatălui tău că ești recunoscător, că ești fiul lui, da? Dar nu mai alegi să-i porți karmele mai departe, da? Da. Zice, da, eu am venit cu niște angajamente, spune, da? Cumva da. Rolul în această familie, asta mă totui, da, este inversat. Deși fata este fată și băiatul este băiat în mod clar da. Și fără ocolișuri, fără programe, știi, care ar putea duce la o inversare de sex sau chestii de genul ăsta, ca și energie, da. Fata este băiat și băiatul este fată. Adică el este mai subtil, mai sensibil, mai foarte aproape de mamă, dar are o legătură puternică cu mama. Dar parcă în timpul sarcinii cu el au fost foarte multe îndoieli. Ea nu s-a simțit da. Chiar așa de bine, da? Vezi da. Și chestia cu geamănul binar, cum ar veni, știi? Așa, i s-a extras, i s-a pus, i s-a înțeles și... Deci, în felul ăsta, el preia foarte mult de la mamă. Foarte da. Mult preia, foarte mult, da? Pentru că toate problemele astea de bătrânețe pe care le are corpul ăla, da. Vin și se pun lui ca și cum l-ar sili să îmbătrânească, să-i se scurteze telomerii, da? Da. Apoi chestiile cu testele, da? Este niște reacții la nivel organic.
față de substanțele pe care le simte clona, pentru că Da. în clonă iarăși este parte sufletească, da? Da. Așa. Și zice că inițial i s-a părut așa ca o impietate, știi, să, să spună clone să nu mai existe sau așa ceva. Da. Și, și zice că ce ar putea face. Și spun, zic, tot ceea ce face clona asta, face cu energia ta, da? Da. Închipuiește-ți cum ar fi dacă tu ai avea întreaga energie pe care o poți produce în corpul tău, în uzina ta, da? Da. Zic, tu decizi dacă lași această clonă mai departe, pentru că, zic, ai văzut, ea este și defectă, zice, da, dar înainte de a veni și a conștientiza eu că există, ea a avut o viață, zic, a avut o viață, Da. Când vezi, este legat de militar, zic, mâine pe mine vor veni și îți vor face poate o altfel de clonă, zic, mai ai și altele. Zice Câte? că nu este o clonă propriu-zis, este ca un înveliș de data asta, Da. da? Ca un înveliș care un fel de chestii, de senzor, deci simulează că ar fi o ființă vie, da? Dar Da. practic când este în stare dezactivată arată ca o pungă de suflată. Da. Materialul din care este făcut este foarte interesant. Nu știu, are posibilitatea de a se confunda cu spațiul la un moment dat. Da. Adică să devină, practic, să fie acolo și să devină invizibil, da? Da. Văd că sunt niște draconieni care lucrează cu asta ca și cum ar veni să-și ia trofeul, da? Dar de creat nu este creat de ei, ci este creat de niște ființe acvatice care au piele între degete, da? Da. Au șase, au cinci falange aici și încă aici șasele, da? Sunt Da. aproape, chiar dacă oarecum seamănă la corp, cu un trunchi de om, cu mâini și picioare, partea de sus a capului este chiar Da. așa, ca un dinozaur acvatic, nu știu cum se spune, știi? Da. Adică nu prea seamănă mai mult cu animalele marine decât cu umani și umanoizi, da? Dar ăștia Da. sunt creatorii, da? Și ăștia sunt geniile neștiute care lucrează din umbră, da? În schimb, draconianul se folosește de această chestie, știi? Da. Nici nu se află aici pe planeta asta, parcă Dar vine unde? și așa se află în sistemul lor acolo, în Da. Alpha Draconis. Acolo se află. Parcă vine totuși ca și cum ar face mentenanță, știi, din când în când. La așa zisa asta ființă, da? Da. Inițial ei au vrut un fel de costum ca să se poată strecura, da? Da. O interdicție să vină aici și l-au adică adaptați, ar putea să se plimbe, bine mersi, pe Terra, da? Dar ei trăiesc în alte timpuri. Ei nu mai sunt în timpul ăsta nostru, nu mai în cap, nu mai este Da. timpul fără entități vizibile, nu este era lor. Dar ele, vezi, ca să facă treburi, vor să găsească tot felul de tipuri să se strecoare. După cum și garda acelui Wallace, da? Da. Ce o poza el în Illuminati, dar imediat a apărut șeful, știi? Care, ca și cum l-ar fi pus la punct și i-ar fi spus că tu nu ești decât un instrument, știi? Da. Nu te mai da așa mare, că degeaba te dai mare pentru că nu ești. Tu ești numai un instrument, da? Deci ca urmare de corpul lui energetic este legat. Draconianul prin acea clonă, da? Ființa Da. care a creat aceea, bineînțeles, care are toate informațiile lui, da? Ființa marină, da? Da.
cu șase degete, așa. Apoi, bineînțeles, pe Wallace, contractul cu el este încheiat, da? Da. Și clona, da? Și mai are un pic de legătură, să spunem, așa, cu o ființă mică, așa ca un ghid zburător, și aparține de religia lor, da? Da. Mie îmi vine că ar fi ceva ca luterani, nu știu, o religie de asta, da? Da. Nu-i văd foarte religioși în casă, totuși botezul și chestiile astea, știi, le au, înțelegi? Da. Pentru că îl văd pe băiat la un moment dat într-un costum alb de la de confirmare, nu știu cum se cheamă, așa de la un moment dat, știi? Deci Da. sunt fetiții, el este băiat. Aici, bineînțeles, în această viață. Așa, bineînțeles. Deci este în costum alb. Și este Da. un pastor. Nu este un popă, un preot, un pastor. Da. Și cam atât este. Aș vrea să mergem un pic pe puncte și apoi să curățenia asta. Bun. Da, numărul nume. Așa. Vreau să te uiți un pic, că este primul punct, la starea lui generală după cele două înțepături. Așa, da. Ce mai exact i-a fost cauzat, introdus? Parcă l-a făcut mai compatibil și cu cloana și mai compatibil și cu energia legătorii cu Wallace. Da. Adică, vezi tu când corpul este oarecum pur de la mama lui, cum ar veni, știi? Și are semnăturile Da. naturale dincolo de la asta și pământul pe care îl călcăm, deci este cu o trăvără, asta este adevărul, da? Da. Așa, dar noi avem capacitatea asta de a ne purifica și pe noi și chiar pământul pe care îl călcăm, da? Prin conștientizare, tocmai asta este frumos, de a ne conecta Da. cu informația plantelor și de a face câmp comun și de a face lucrurile astea, sau cu energia Da. apei și de a face lucru comun, știi? Așa. Da. Dar, deci, asta spun că i-au scăzut vibrația, înțelegi, cu multe procente, da? Da. Adică, eu cred că cealaltă clonă pe care o manipulează acea ființă, știi, umflată, gonflabilă, pe care Da. o manipulează draconianul, s-a manifestat mult mai bine din momentul. Da. Deci a fost determinat prin programe induse, da? Da. Deasupra întregului familii, înțelegi, ca un șoptitor din acela care le spune, știi, să facă, să facă, este bine, că va fi boală, că nu știu ce, că cei care nu vor face vor muri și așa mai departe, da? Și deci el s-a dus oarecum convins Da. să facă lucrul ăsta. Și deci atunci înseamnă o conexiune în plus, da? Da. Și parcă există o luptă acum între partea lui energetică, care ține de suflet, spirit, etc., și între mintea fizică, acea parte de minte care asta și-a acceptat ca el să facă toate Da. astea, da? Și atunci există conflictul ăsta, știi, nici el nu este ok, da? Sau cum să anuleze contractele acestea, permisiunile, promisiunile. De fapt, mergem în momentul, fiecare moment, când el stă pe scaun, mâna Da. pregătită, da? Și să facă acea bulă în care pune toate. Da. Iar la nivel organic, ceea ce este acum trebuie dus în sursă. Dus în sursă ca să se vindece, da? Da. Da. Bun. În continuare, spune că are un tremur la mâini pe care îl are și bunicul patern și tatălui. Și bunicul Wallace, pentru că este Da. foarte bătrân, da? Pentru că el la un moment dat, deci
dându-i energie într-un fel sau altul prin această conexiune, înțelegi? Am zis și la el că este procesul ăsta ca și cum ar îmbătrâni înainte de vreme, da? Da. Deci este conexiunea cu Wallace. Și aici este ca un jurământ de fidelitate între membrii familiei. De asta am spus să lese un pic deoparte ceea ce moștenește de la tată, știi? Da. Așa. Foarte multe alergii, cum ar fi la praf, polen, plante, alimente, animale, câini și pisici. Da, astea și din punct de vedere organic sunt multe din emoțiile mamei pe care le-a trăit în copilărie, da? O văd și pe mamă, s-a testat foarte mult asupra ei și nu știu, deci văd segmentul ăsta de populație de aici din țara asta, cum să spun, foarte prelucrat, să spunem, da? Da. Foarte prelucrat, da? Atât de prelucrat încât ei oarecum sunt, știi, pe punct de scădere ca și sursă de informații sau energie, astfel încât fenomenul ăsta al migrației, al populației est-europene sau din alte țări, știi, spre țările astea sunt ca un suflu nou. Da? Da. Pentru că este vorba de putere, sânge mai curat și energie, da? Așa, și deci nu este numai la el, este la toată familia lui chestia asta. Da. Și în general cam toată comunitatea asta, da? Adică vezi alți stăpâni în Europa Centrală și de Est, alți stăpâni în partea asta, da? Da. Niște stăpâni care își țin vitele mai bine în staule luxoase. Anulăm de crem. Da. Dar asta e adevărul. Da, până la un dat tot aia. Da, da, așa. Și cam asta e. Deci, astea sunt... Parcă mai nimic nu este. Foarte, foarte puține lucruri naturale aici. Adică... vers cu energia lor, ajunse la maturitate, parcă totul este împins să se desfășoare mai repede, da? Da. Și atunci vezi populația asta în sine, deci este cu o semnătură din, și dă aceste chestii, organic vorbind, da? Apoi sunt substanțele pe care le ingerează, ingera, că nu știu, o văd ca... instabilă spre moarte, pentru că el își retrage legătura din clonă singur acum. Așa? Tot ceea ce îi se punea una, îi se punea alta, poate asta ajută, poate căuta să facă suturi, punți în ADN-ul clonei, știi, ca să îi susțină anumite... deci lipoliază. Da. Lipoliază. Așa se cheamă o chestie, știi? Care este instabilă, da? Deci, dă lanțuri instabile, da? Trebuia să fie lanțurile stabile 23, da? Și, deci, la el, la clonă, se sărea informația, da? Și atunci ei trebuia să-i găsească un lian și testau diverse substanțe, chestii și așa mai departe, da? Așa, pentru că îl vor organic, da? Adică este foarte simplu și foarte ușor să bagi o mână de nanoți, știi, și se repare tot, da? Dar devine așa, pe, deci el vor organic, pe aceste clone le vor, de asta se cheamă binare 2, sunt biologice, înțelegi? Biologice de tip 2, da? Nu știu cum ar fi cele de tip 1, da? Da. Probabil este la a doua încercare, prima n-a trăit, așa îmi vine. De asta se cheamă doi, știi? E numărul încercării, în fine. Da. Așa. Mai departe. Iritația pielei cu mâncărimi și sângerări, cravă piele, efectiv spune. La medic nu a găsit cauza.
Deci, să știi că lui se extrage plasmă, da? În momentele când el este dus și alinia, să spunem, era dus și alinia cu coloana lui, deci se extrageau cantități de plasmă, da? Și atunci, deci, lui îi lipsește. Și structura lor nu mai este cum mai este, dar vezi, deci, corpul lui se luptă atât de mult încât vrea să elimine toxinele astea, știi, la nivel de piele, da? Când, în momentul când apar alergiile și chiar crăpăturile astea, asta înseamnă că corpul luptă din interior spre a elimina, da? A și E, ca vitamine. A și E. Uns și așa. Acestea Da. să le iau. Da. Să știi că el are un avea un program inițial ca să trăiască 23 de ani. Acum am văzut durata la telomer, da? În Și dai momentul când informația mi-a... cum poate să lucreze, Da. Atât trebuia să da. trăiască, da? Ia să vedem, vreau să văd ce eveniment. A, vroia oala și vroia inima. I-ar fi trebuit. Da, pentru că am bătrânit foarte mult. Parcă corpurile lui tot sunt ca Frankenstein, cu bucăți din alte corpuri precedente, care sunt prelevate și unite, sudate al lui Wallace. Și zice, ce te miri? Zice că iar te-ai uitat, știi, că mă uit acolo, văd informații, știi, și... Dar să știi că nu mă tratează cu ostilitate, totuși, știi? Păi e un bătrân așa plictisit de viață, îl simt foarte plictisit. Zic, păi crezi și eu, dar zic, unii se plictisesc în 50 de ani, în 60, în 70, în 80 de ani. Zic, dar tu de 300 de ani, zic, nu te-ai plictisit? Zice, mă plictisesc, dar nu mă lasă ăștia să mor. Așa a zis. Și zic, Cine păi sunt nu, ăștia? La cine se ăștia referă? la cucuieții aia strălucitoare, argintii, care s-au ilu. Așa. Da. Văd, mi-arată niște ritualuri ciudate, cu niște biserici așa pe negru, da? În care strana unde se stăca la biserica asta este, știi, rotundă. Adică este centrată în mijlocul unui altar, da? Și acolo este un Jesus negru, dar cu fundul în sus și cu capul în jos, știi, ca și cum ar fi sacrificat, știi? Da, eu nu vreau să văd ritualurile voastre sataniste, știi? În fine, închidem Nu portalul. continuăm cu noastre. Da. Zici că pe el nu puteam să-l salvăm? Nu, că nu ne amestecăm. Stai acolo, zic că tu ți-ai făcut-o, tu ți-ai cerut-o, da? Ai vrut bani mulți, da? Ca să nu mă exprim popular, da? Bani, stare, ai vrut să faci parte din familie de elită, da? Ai vrut să trăiești sute de ani, da? Nu ți-a ajuns o viață, atunci ai decât să-ți asumi. Cu toate astea, fiecare ceva vine la pachet cu altceva, da? Așa că noi nu avem nicio treabă și zic, mai e vreo treabă cu băiatul ăsta? Zice, nu, dar am cu taică și cu neamul lui, știi? Și zic, da, dar aici e numai partea sufletească a băiatului. Așa că închide frumos el ușa și haide, pa! Da. Bun, să continuăm. Așa, spune că are vedere foarte slabă, care s-a accentuat după înțepătură. Da, pentru ce ți-am zis, deci îl face din ce în ce mai conectat. Îl făcea cu Wallace, da?
Da. Vrea să spună la partea asta sufletească, înțelegi? Mă întreb dacă vrea să-și ia corpul în primire, ca lumea, da? Dacă vrea să intre în acest corp așa cum trebuie, din cap până în picioare, din tăl până în creștetul capului și să irige acest corp și să-i purifice informația așa cum trebuie, da? Da. În fond și la urmă, partea sufletească putea să împiedice înțeparea, dacă dorea crea precedentul și nu se înțepa, da? Dar el a acceptat ca partea fizică să facă acest lucru, da? Da. Și sufletul doar nu are nicio frică, că el știe că el e ca un copil de ăsta care bagă degetele în priză, știi? Așa, și atunci nu din frică a făcut lucrul ăsta, da? Da. Și atunci de ce se deportează de partea corpului fizic și partea asta lui dacă el l-a lăsat să fie așa, da? Da. Este timpul să se întoarcă în corp, zic eu, eu nu îi impun. Spun numai, da? Și să facă ceea ce trebuie, da? Este un băiat tânăr, da? Are anii pe care îi are, da? Trebuie să vadă bine, să fie viguros, să fie puternic. Ce faci cu corpul tău? Lași așa? Da. Spune nu că mă ocup de el, spune. Este foarte multă frică în corpul ăsta, spune. Până la urmă este și frica de a trăi, spune, parcă dintotdeauna a avut frica de a trăi. Zic, păi crezi și eu dacă ați avut experiențele pe care le-ați avut în trecut, da? Zic, da, dar de ce sunt aduse ca informații aici? Că ele trebuie arhivate, dar puse în biblioteca experiențelor acestui suflet, dar nu trebuie aduse. Știi? Adică să trăiască toată linia asta cu ororile pe care le-a trăit în alte vieți, da? Da. Și spun să transmită și la mintea fizică, să uite, uite cât de frumos și cât de ușor și cât de bine se trăiește în ziua de azi. Dar apa scurge în perete, ai de toate la nas, ai orice, da? Atunci nu trebuie să stai să împuști capre pe munți, da? Ca să ai de mâncare. Toate sunt din belșug, da? Toate, atunci... Panhosul ăsta, știi, din alte vieți, când făcea, dregea, când, da, stresul post-traumatic, știi? Cam așa este, știi, al altor vieți, da. Așa, relația cu prietena lui. Da, eu mai fost împreună și, deci au fost într-o comunitate de copii care au fost luați de lângă părinți și erau crescuți pe o planetă, știi, ca în filmul ăla, cei 100, știi? Așa, deci spuși de copii spre adolescenți să se descurce singuri, înțelegi? Bineînțeles că sunt oarecum supravegheați de la distanță de forțe obscure, da? Și deci ea se cunoaște cu el din această colonie, da? Nu au avut o relație sentimentală aici, dar au fost foarte apropiați, tot fată și băiat erau ca frații, da? Ca frații erau și deci parcă au un fel, este un fel de legământ de întoarcere, da? Adică, vezi, două suflete se apropie, da? Știți cum e chestia asta? Două suflete se apropie, da? Într-o viață sunt vecini, da? Au rezonat, s-au plăcut, da? Viața următoare, cred că este viața exact următoare sau e următoare peste 15 vieți, așa, sunt rude, da? Iarăși au rezonat, da? Atunci hai să încerce ceva mai apropiat, da? Poate mamă și fiu sau tată și fiică, știu eu, sau poate cuplu, da? Cum sunt acum, știi? Deci ei au venit să termine această experiență împreună, știi, fiind cuplu, da? El este, cum să spun, topit, fascinat, la toate nivelurile după fată, da? Adică, zic eu că e dependență cam mare, știi? Adică este, cum să spun, nu o obsesie, că... Nu există în băiatul ăsta așa ceva, obsesie, dar prea mare dependența, da? Ei sunt încă tineri, da?
Să spunem că ar putea cunoaște alte persoane, relația sa ar putea destrăma cândva, anulăm de crem. Sunt foarte tineri, da? Adică el Da. este atât de atașat, atașament profund, asta vreau să spun, da? Mai, de asta zic, mai logică este și sora lui, mai logică este și fata, da? El, pur și simplu, toată iubirea pe care n-a simțit-o din altă parte, o vrea în această relație, da? Asta Da. trebuie corectat, să spunem, de către el, el însăși, de către ea însăși, ca parte sufletească, Da. da? În rest, eu nu văd nici răutate, nici nimic. Și de data asta, vezi, ea fiind curățată, știi, fiind foarte conștientă fata, știi, fiind în afara acestor treburi și contracte, vezi, parcă l-a atras, știi, bine că ți-am zis că fiecare ce vine la pachet cu altceva, știi? Da. I-ar fi adus, să spunem, fără această curățare, conexiunea la acea contaminare, poate chiar și la Wallace, da? Adică ar fi încercat să, da, zice, tot deschide geamul moșul ăsta, stai acolo în Da. casa ta, în banca ta, da? Așa, și deci ea vine să-și termine experiența cu acest suflet, da? Fiind cuplu, da? Da. Vezi, îmi vine informația că a fi cuplu efectiv, deci a se iubi și fizic, da? A avea și relații fizice la o adică, da? Este vârful experienței a două suflete. Da. Adică nu din prima, țaca, paca, gata, au venit și știi deodată scuplu și se culcă. Nu, întâi se tatonează teren. Întâi mai pe departe, vecini, prieteni, alea, membrii de familie, apoi vin cuplu, știi? Da. Zice, este poziția 5 sau 6 cuplu. 6, 6, primesc informația, da? Da. Așa. Deci atâta trebuie reglat, da? Adică trebuie discutat un pic cu el pe chestia asta, da? Adică nu spus așa că s-ar putea destrăma și anulăm de crem, că noi nu crem așa ceva, da? Da. Da. Bun. În continuare. Au foarte multe lucruri în comun și deci este un om cât de cât față de nu judecăm, dar față de ceea ce bânduie pe acolo, da? El Da. este curățel ca intenții, da? Da. Are, are un program de rușine de la mamă, da? Care program de rușine trebuie transmis sorei. Aici s-a demontat tot programul, cumva, știi? Un program de puticitate, de rușine femeiască are. Și am spus, zic, tu rezonezi cu programul ăsta în corpul ăsta de bărbat? Zic, ia informațiile din acest program, ca nu zice nimeni să fii nesimțit, știi? Un dram de bun simț, dar nu de rușine, este bun pentru toată lumea, da? Și de pudicitate și așa, că, dar nu scos toate la fereastră, da? Așa, dar să fie adaptat acestei vieți, acestui corp și acestui timp. Bun. Așa. Acestea au fost punctele. Să continuăm cu virgulă curățările. Așa, da. Bun. Aș începe, aș chema și pe fată în clopot de lumină închis în partea de jos, da? Să înceapă prin a curăța și a-i transmite toată informația asta în legătură cu el, da? Și apoi pe ea o ducem în sursă, știi? Da. Așa, merge, ea merge în sursă, la abundența e benefică, la energia, bucuria, vitalitatea și frumusețea ei acolo în sursă, da? Sau și-au vindecat legăturile, vindecat e un cuvânt mare, și-au asumat, înțelegi, responsabilitatea, da, legătura lor. Așa. Și acum au curățat de programele astea, să spunem, da? Măcar să le renieveze, știi? Știți cum e treaba asta? E
ca și cum te duci la un geam și îl ras puțin, știi, și intră soarele și atunci cel dinăuntru vede că geamul e murdar, știi? Și deci ori stă așa cu el murdar, ori ia hotărârea să-l curețe, ceva de gen, așa, și să le înțeleagă pe fiecare și dacă poate și consideră că trebuie să le elimine, da? Da. Bun, să știi că el era menit unei cariere militare în această, așa, văd da. undeva la vârsta de 18 ani, îmbrățișând brusc această carieră, masculinizându-se, da? Dar da. pentru că el nu mai are această karmă, știi, și nu mai are nicio treabă cu clona, cu organizația și cu toate astea, da, cu clonele, da. așa. Și mai erau niște mortăciuni pe acolo, hibrizi, dar cu odată cu încheierea contractului s-au rezolvat și ele. Întotdeauna da. sunt mortăciuni o hibrizii prezenți, știi? Niște ceva așa mici, gelatinoși, care au vrut să trăiască, dar nu o trăiesc și atunci îi bagă în stază, că poate le vine vreo idee, știi? Da. Deci, atâta energia iurea consumă pe clonele astea, înțelegi? Da? Da. Atâta energia iurea și îl văd într-o colonie albastră la un moment dat, da? Așa, Da. deci când spun că este albastru, este tot albastru. Este o planetă care cred că este ca într-o iarnă nucleară. Înțelegi? Da. Și ei au pielea foarte albă cu tentă de vinețiu, de bloc, că locuiesc De sub ce? Din pământ. cauza Da, locuiesc sub pământ, vremii? da? Da. Da. Deci ei au plecat de pe planeta lor care se din sistemul Latica. Da? Iar Da. planeta lui se numea Oor. Oor. Da, deci sunt niște ființe mici și vioaie cu niște urechiuși așa ca ursuleții, știi? Au urechile foarte mari față de uman, că se pornesc de aici de jos și aici sculate în vârful capului, știi? Se văd ca la Da. ursuleți, așa. Așa, și sunt niște ființe mărunțele, așa, cam până în 1,50, hai maxim, vreo unul mai înaltus, Da. 1,60, știi? Dar foarte iuți și abile, dar cu corpurile foarte agile și suple, da? Ei n-au Da, nicio un treabă, nume. sunt for. PF. Da. Da. Așa. Deci ei n-au nicio treabă să-și facă case, că să lucreze, așa, că să facă nu știu ce. Ei sunt într-o continuă distracție, da? Da. Tot timpul cântă, dansează, mănâncă, dorm pe sub flori, au o viață idilică, da? Apoi Da. văd că au atras atenția. De fapt, ei sunt copiii unei civilizații care a pus, deci omuleții ăștia aici, tocmai ca să fie fericiți, da? Se Da. intervine cumva, știi, și deci ei sunt vânați, precum o-s vânate rațele, pitulicele sau cum s-or fi temând în lanuri, știi, așa zvânați și ei, știi? Da. Zvânașii sunt duși pe planeta aceea, da? Îi duce la frig ca să se chinuie, să vadă cum este, să vadă cum trăiesc alte civilizații și să nu mai fie eleniși, știi? Să învețe să-și Da. câștige tot ceea ce au cu sudare, nu să le vină din cer, da? Mulți Da. nu trăiesc, da? Mulți nu trăiesc, da? Deci, văd o explozie de vizite de pe o planetă pe alta prin intermediul unor nave fizice, da? Și văd la un moment dat că se propagă, se duc anumite unde, deci ei tot circulând cu niște chestii pe la motoare, deci modifică spațiul, știi? Și atunci multe lucruri se strică, intră în rezonanță și planete implodează, sisteme se strică, da? Și
Parcă apoi sunt interzise, știi? Da. Sunt interzise, adică se fac numai la nivel telepatic. Știi, Da. contactele nu se mai folosesc. Da? Și acum percep o anume interdicție a unor tipuri de motoare, adică ce entitățile care lucrează cu frumoșii ăștia terestri care stau de umbră, adică n-ar putea să le dea tehnologia să ajungă oriunde, dar nu este voie să mai folosească anumite chestii, da? Adică nu se mai strică ăștia întregi, da? Și apoi, deci, el când moare în acel corp, este dus în sistemul lor, în Alfa Draconis, acolo, la steaua lor, da? Pe niște planete miniere sunt duși, da? Ei, de fapt, îi pun să facă muncă fizică ca să fie deteriorat, să le poate suge energia la nivel energetic. Așa, și în momentul, știi că trebuie să refacă la un moment dat. Așa, deci ei sunt considerați, știi, când se plictisesc, vorba ei ne se plictisesc. Așa, și vor altceva, atunci ei sunt vânduți ca o marfă. Da? Dar văd că nu sunt vânduți la nivel suflete, sunt vânduți întotdeauna când au corpuri. Așa, deci nu sunt vânduți ca suflete, că există riscul că ar putea conștientiza, da? Și se fac contractele în așa fel încât să dai noi și în viața viitoare, da? Bun, deci se încheie toate aceste contracte relegându-se cu sursa, cu holonul și cu informația lui, da? Punând să pună gentuța de ieșire din Matrix, dacă o dorește, da? Și vrea să-și anuleze toate contractele înainte și înapoi, spune. Aș spun, viața lui ar fi programată încă 19-20 de vieți de acum încolo, da? Da, aveau ei grijă. Deci dacă legătura, anulăm și decreăm ceea ce spun, eu o văd și vreau să spun, da? Da. Dacă legătura lor ar fi perpetuată, perpetuează, să spunem, da? Dacă karma lui ar fi perpetuat, Da. la un moment dat, deci, el ar fi pierdut fata, da? Pe el, da? Pentru că era, anulăm de grem, predestinat să moară Da. în jurul vârstei de 23 de ani, da? Și atunci el ar fi reapărut în viața ei, înțelegi, peste ani, Da. când fata ar fi avut 34 de ani ca fiul al ei. Știi? Pentru că Da. iarăși se considera experiența neîncheiată, știi? Și bineînțeles că venea cu contractele alea pe linie masculină și cu alimentarea lui Wallace, da? Da. Da. Bun. Așa, dacă și-au naș contractele, să-și refacă abundența lui benefică, să-și o transmită în toate formele lui de manifestare, să dăm informațiile pentru gentuța de ieșire din Matrix, cu toate informațiile necesare. Da. Așa. Și să se reconecteze cu abundența benefică, să o pună ca Da. resursă primordială în toate formele de manifestare, așa și ca program central, și Da. între ele, din toate, și în corpul și mintea fizică, da? Să dea informații și să-și ia vindecare, da? Da. Deci s-au încheiat toate contractele, copii, oglindirea în te subsol și cu luminoșii și cu neluminoșii și cu prefustoșii și cu metaloșii, cu toate soiurile lor, da? Da. Da. Bun. Și văd că s-a Așa. echilibrat foarte mult, de asemenea s-a echilibrat energia feminină cu masculină, adică este mult mai băiat decât era înainte, da? El era foarte feminin, foarte sensibil, da? Da. Prin așa zisa vindecare, asumarea legăturii lor, prin curățarea contractelor, este mult mai bine energetic, da? Da.
Și să știi că crăparea aceea piele până la sânge este și o amintire din acea viață. Vezi, acum am văzut și legătura asta. Nu există o singură cauză, sunt cauze multiple. Se descoperă un buton emoțional, da? Și de pe asta trage corpul și mintea fizică să înțelegi, să repari, da? Să vine, să te asumi în această viață, pe asta ca buton emoțional, ca trigger, deci apasă și entitățile. Toată lumea trage pe. Deci este momentul când ei, deși erau îmbrăcați, au fost duși din lumea lor originală și au aflat ce este frigul. Înțelegi? Da. Este ca și cum în fiecare viață, când el se naște și când corpul lui a ieșit din pântecul mamei, da? Prima reacție este informația asta de activare, da? Ca și cum senzorii lui intern formați în corpul intrauterin ca bebeluș, da? Caută dacă mediul este propice sau nu. Dar vezi, rămâne activat, da? Asta rămâne activat. Adică nu este întotdeauna ceva rău, da? Dar este, cum să spun, rău aplicat, da? Da. Da. Bun. Să revenim aici acum, dacă suntem gata. Așa. Da, acum să se conecteze cu spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terra și energia pură a apei din Univers și să-și facă de se spală, da, torul de lumină, da? Așa. Să-și energizeze chakrele în corpul lui. Da. Deci, mi-a venit așa că să aleagă tot ceea ce ține de partea de asta de artă, orice, că este scris, că este cântat la un instrument, că este pictură, că este, știu, orice formă de artă, asta îi se potrivește, da? Da. În această viață. Da. Adică nu se potrivesc arielele fixe, în niciun caz acea militară, da? Așa, ar fi reapărut un program. Și el brusc s-ar fi întors spre partea asta, știi? Da. Da. Așa. Dacă suntem gata, atunci să lăsăm să alinieze lin la corpul lui fizic, curățat și întregit. Și mulțumim și noi din partea noastră pentru această experiență parcursă împreună și ne despățim părțile eterice, câmpurile morfice, semnăturile energetice, anulăm înțelegerea pe care s-a bazat această ședință, ne curățăm împrejurimile noastre, device-urile, conexiunile care au fost folosite, închidem portaluri, canale, adem toate rezidurile, rămășițele. Bun. Iar acum să număr de la 1 la 3, deschizi ochii și te simți bine. 1, 2 și 3 și deschide ochii.